Accidente grave în țară din cauza vremii și a vitezei excesive. În județul Mehedinți, un șofer a fost grav rănit, iar o mașină s-a răsturnat pe șosea. În Hunedoara, un om a murit și alți 5, printre care și 2 copii au fost grav răniți. Din cauza vitezei excesive, un bărbat de 30 de ani a pierdut controlul mașinii și s-a izbit violent de parapetul unui tunel. În urma impactului, șoferul a rămas încarcerat. Accident rutier și pe DN6 în comuna Șimian. Un șofer s-a răsturnat cu mașina pe drumul dintre Drobeta, Turnu Severin și Strehaia, dar a scăpat cu viață. Nu a adaptat viteza la condițiile de mers, carosabilul fiind umed. Nu au fost victime omenești, se vor continua cercetările pentru modul de producere a evenimentului. La fața locului am găsit o mașină răsturnată, o singură victimă care a refuzat transportul la spital. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.